Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, preacuvioși, preacucernici, părinți, stimate autorități de stat, centrale și locale. Astăzi biserica noastră prăznuiește pomenirea Sfântului Voievod Neagoe Basarab. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. De aceea atât Academia Română cât și toată Biserica Ortodoxă Română prăznuiește în mod deosebit anul acesta pomenirea Sfântului Neagoe Basarab, domnitorul țării românești, între anii 1512-1521. Deși a domnit doar 9 ani, Sfântul domnitor voievod sau principe al țării românești, Neagoe Basarab a rămas o figură luminoasă, prețioasă în istoria poporului român. El este, așa cum spune și numele său, Basarab, domnitor de neamul basarabilor, mai ales din zona Olteniei, și s-a remarcat prin înțelepciune, prin evlavie și prin dărnicie. A fost un om foarte înțelept, a fost un om învățat și, în mod deosebit, a fost învățat să cunoască Sfintele Scripturi și scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii. Învățătorul său principal a fost Patriarhul Nifon al Constantinopolului, care, fiind scos din scaun de la Constantinopol, a fost solicitat după aceea de către domnitorul țării românești pe la 1502, de către domnitorul Radu cel Mare, care a domnit între anii 1495-1508. A fost solicitat să devină mitropolit al țării românești. Deci patriarh al Constantinopolului, prigonit, scos din scaun, el a primit, fiindcă era un om smerit, să slujească într-un rang mai mic, cel de mitropolit al Ungrovlahiei sau al țării românești. Și acest învățat Patriarh Nifon al Constantinopolului a fost învățătorul și părintele duhovnicesc al lui Neagoe Basarab înainte ca Neagoe Basarab să ajungă domnitor. De aceea, când a ajuns domnitor, i-a arătat o prețuire deosebită, mai ales după moartea acestuia, pentru că el, după ce a fost patriarh al Constantinopolului și mitropolit al țării românești, s-a retras la mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos, din Grecia. Deci spuneam că Neagoe Basarab a fost un om învățat și mai ales cunoștea filozofii antici, dar prețuia cel mai mult scrierile Sfintei Scripturi, ale Bibliei și ale Sfinților Părinți. Învățătura sa bogată de inspirație creștină, în primul rând, se constată din scrierea sa, o capodoperă a literaturii românești medievale, intitulată Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodose, care este un îndrumător spiritual, pedagogic, cultural și militar și diplomatic. Pentru că în această carte, Învățăturile către fiul său Teodose, el îl învață pe fiul său că atunci când va deveni domnitor al țării românești, să știe cum să se comporte cu boierii, cu armata, cu poporul, cu
demnitari străini și ce relații să cultive cu popoarele vecine. Deci acest domnitor înțelept și cultivat era un om pașnic, fiindcă era înțelept, era pașnic. Nu a purtat războaie. El a încheiat tratate de bună vecinătate atât cu Imperiul Otoman, erau cam obligat, fiindcă otomanii stăpâneau peste țările române, dar și cu regele Ungariei, care i-a dăruit domeniul Gioagiului în Transilvania, ca atunci când va fi prigonit de otomani, să aibă un loc de refugiu. De asemenea, a trimis o delegație diplomatică la Veneția, deci cultiva legături și cu creștinătatea occidentală, care era interesată pentru o alianță a creștinilor împotriva otomanilor. Deci înțelepciunea sa a făcut ca țara să trăiască în pace și să devină prosperă. Și fiindcă a devenit mai prosperă decât de obicei, el a făcut multe daruri. A ajutat mănăstiri foarte multe din țara românească, dar și biserici și mănăstiri din teritoriile ocupate de otomani, în Grecia, în Siria, în diferite părți ale lumii și mai ales în Sfântul Munte Athos. Deci, domnitorul, pe lângă faptul că era înțelept și pașnic, era și foarte milostiv sau darnic. Se spune despre el că a ajutat foarte multe mănăstiri din Sfântul Munte Athos, încât astăzi 13 din cele 20 de mănăstiri de la Sfântul Munte Athos îl pomenesc în fiecare zi ca și ctitor și miluitor al lor. Deci, un om foarte darnic. Toată creștinătatea aflată sub otomani a primit într-un fel sau altul această bunătate a milostivirii, a milosteniei, mai bine zis, pe care el o arăta față de creștini aflați în nevoi. Ajuta anual multe mănăstiri, nu doar o dată și atât, ci anual trimitea ajutor financiar la o mulțime de mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Spuneam că acest domnitor înțelept și generos sau darnic este însă și un mare ctitor de lăcașuri sfinte, un ctitor și un restaurator de mănăstiri și schituri. Zeci de mănăstiri din țara românească au fost ajutate, reparate, renovate de el. În mod deosebit însă, opera principală a sa în domeniul ctitoriilor este Biserica Mănăstirii Curtea de Arceș, care a fost sfințită în 15 august 1517 de către Patriarhul Teolipt al Constantinopolului, împreună cu 4 mitropoliți străini, cu mitropolitul Macare al Țării Românești, sobor mare de stareți de la Sfântul Munte,
împreună cu protosul tuturor stareților de la Sfântul Munte Athos, Gavril Protu, care a descris această ceremonie deosebită de sfințire a mănăstirii, a bisericii mănăstirii Curtea de Argeș. El spune că, deși nu este atât de sobornică ca și Sionul și atât de mare ca Sfânta Sofia de la Constantinopol, totuși biserica mănăstirii Curtea de Argeș le întrece pe toate acestea prin frumusețea sa. Deci avem de a face cu o capodoperă artistică a stilului arhitectural românesc, care este o sinteză de elemente bisericești, liturgice, foarte armonioase și, desigur, cu bun gust. Dar trebuie să mai amintim că între ctitoriile sale, care se află și astăzi în picioare, se numără și această biserica sa de la mănăstirea Snagov. Nu se știe precis anul sau anii în care a fost construită, dar a fost construită în timpul domniei sale, între anii 1512-1521. Această biserică de inspirație arhitecturală monahală atonită avea pridvorul deschis, pridvorul actual închis, a fost realizat, adică închiderea pridvorului, în timpul domnitorului Mircea Ciobanu, pe la 1550 ceva, deci la mijlocul secolului al XVI-lea. Iar în 1563, fiul domnitorului Mircea Ciobanu, Petru cel Tânăr, a dispus pictarea acestei biserici și pictura din Pronaos este pictura de la 1563, o pictură deosebit de valoroasă, de frumoasă. Aici sunt și trei sinoade ecumenice pictate, sinodul 1, sinodul 5 și sinodul 7 ecumenic. În amintirea dărniciei sale, noi am dorit să scoatem în evidență frumusețea acestei biserici și de aceea am acordat o atenție sporită în ultimii ani accesului la această mănăstire. Și anume, era de pe timpul lui Vlad Țepeș, care se numără și el printre ctitori, fiindcă între anii 1456-1462, el a împrejmuit toată insula cu ziduri, care între timp au dispărut când mănăstirea a fost părăsită. Vecinii au luat materialul din ziduri, de aceea nu mai este astăzi un zid împrejmuitor al mănăstirii. Dar a rămas în tradiția localnicilor ideea că această mănăstire este mănăstirea lui Vlad Țepeș. Pe lângă zidul de apărare, el a mai construit aici și un tunel de refugiu pe sub apă, care ieșea într-o pădurice din apropiere. Și a mai construit și această fântână care se vede acum aici, Vlad Țepeș, și apoi a împărțit teritoriul insulei în două și a făcut zid despărțitor, bine, cu o poartă, și într-una din părțile, aici unde în apropiere se ved fundațiile, a făcut o închisoare, zice Vlad Țepeș, pentru trădători și tâlhari. Iar călugării trebuia să ofere hrană și îmbrăcăminte acestor deținuți care erau închiși aici. În schimb, acești deținuți care erau închiși aici
ajutau mănăstirea la diferite lucrări pe care le avea diferite moșii ale mănăstirii pentru ca să organizeze întreținerea mănăstirii și acestui penitenciar din timpul lui Vlad Țepeș. Mănăstirea Snagov însă datează din secolul al XIV-lea, din timpul lui Vladislav I și care a domnit până în 1377 și Vladislav al II-lea, care în 1463 a construit aici o biserică cu hramul Bunavestire, care însă a alunecat în lac pe la anul 1600. De la biserica cu hramul Bunavestire se păstrează încă ușile de lemn sculptate ale Sfântului Altar la Muzeul de Artă, Muzeul Național de Artă al României din București. Deci, din secolul al XIV-lea datează mănăstirea, înainte însă de construcțiile voievodale de aici, a existat în secolul al XI-lea o vatră monahală cu schit din lemn. Deci o mănăstire foarte veche. Iar mai târziu, Mircea cel Bătrân, care a domnit între anii 1386-1418, a construit clopotnița aceasta pe care noi o vedem astăzi, care avea și rol de supraveghere, de observație militară. Deci, avem o mulțime de domnitori care au sprijinit această vatră monahală de la Snagov. Această mănăstire a fost de mai multe ori restaurată și, sigur, era nevoie aici de un pod. Podul a fost construit de către Vlad Țepeș, cum spuneam, între anii 1456-62, dar de lemn. Însă a fost incendiat în 1821 de către eteriști, cei cu mișcarea de eliberare a grecilor de sub stăpânire otomană. Și din 1821 până în 2010, aproape 190 de ani, nu a existat accesul cu piciorul în această mănăstire. După aproape 190 de ani, s-a reușit totuși să facem această pasarele din beton și fier cu ajutorul domnului ministru Nicolae Noica, bunăvoința și relațiile lui, și cu efort din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor. Astfel încât pasarela a fost inaugurată în 2010, în prima fază, și finalizate lucrările și binecuvântate lucrările de dotare a ei cu sistem de iluminat în 2019. Deci, mănăstirea aceasta are trei hramuri, și anume intrarea în Biserica Maicii Domnului la 21 noiembrie, astăzi, 26 septembrie, Sfântul Neagoe Basarab, și mâine, 27 septembrie, când facem pomenirea Sfântului Ierar Antimii Vireanu, care între 1696 și 1705 a fost aici stareț la mănăstirea Snagov și a tipărit o mulțime de cărți în limba română, în limba greacă și în limba arabă. În 1701 aici s-a
tipări prima carte ortodoxă de cult în limba arabă, prima carte din lume, dar ortodoxă, pentru că de alte confesiuni au fost tipărite mai înainte. Iar tiparnița cu caractere de limba arabă a fost făcută donație de către domnitorul Constantin Brâncoveanu Bisericii Ortodoxe de la Aleppo, Alep din Siria. Deci această mănăstire a fost o mănăstire de ajutorare a multor biserici ortodoxe surori care se aflau sub stăpânire otomană. În Imperiul Otoman nu se permitea tiparul. Otomanii au interzis tiparul, au aprobat doar scrisul. Cu excepția țărilor române, justificându-se faptul că alte biserici creștine sau comunități creștine tipăresc cărți și fac prozelitism. Și atunci sultanul, în mod excepțional, a dat voie să tipărească cărți în țările române, în țara românească și în Moldova. Deci mănăstirea aceasta este un simbol al evlaviei, dar și un simbol al dărniciei și al solidarității, al frățietății, am zice mai bine, panortodoxe, adică de a ajuta întreaga ortodoxie. De aceea noi am venit astăzi aici ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra acestei vetre monahale existente din secolul al XI-lea prin domnitorii ctitori care au ajutat această mănăstire și mai ales prin domnitorii Neagoi Basarab, Mircea cel Bătrân, mai întâi Vlad Țepe și Neagoi Basarab. Însă se constată astăzi că este mare nevoie de un muzeu aici care să amintească vizitatorilor etapele activităților acestei mănăstiri. De aceea, cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții, condusă de doamna director general Manuela Pătrășcoiu, avem bucuria de a anunța începutul lucrărilor de construire, aici se vede deja șantierul, a Centrului de Protejare și Promovare a Patrimoniului Cultural al Mănăstirii Snagov. Și acest centru va fi gata, potrivit proiectului și contractului, peste 2 ani. Sigur, trebuie să ne rugăm, pentru că nu este ușor de construit aici o casă mare, deoarece este interzis să se treacă pe pasarela aceasta cu mașini, camioane basculante sau alte mașini grele care pot să pună în pericol rezistența. Deci acesta este un pod pietonal sau pasarelă, cu alte cuvinte se merge doar pe jos sau cu bicicleta. Noi am venit pe jos acum, nu cu mașina, ca să dăm exemplu de a respecta interdicția aceasta și o să facem și constructului o adresă scrisă, pentru că pasarela este în administrarea Arhiepiscopiei Bucureștilor pe timp de 15 ani, nu în administrarea primăriei Snagov, cum a fost înainte. Și de aceea, în această perioadă, lucrările sigur vor continua, dar cu multă grijă și responsabilitate, ca la sfințirea
noului centru, să fim totuși capabili să venim pe pasarele, să nu venim cu barca aici. Cum s-a întâmplat timp de 190 de ani, când s-a mers cu barca, sau pe un pod plutitor, cum se mai numește, Bacu, a nu se confunda cu bacalaureat. Deci, acest centru va avea parter și etaj. La parter vor fi spații, primul spațiu este cel dedicat muzeului. Apoi, unei trapeze sau cantine pentru pelerini, care, dacă trec pe aici, în timpul prânzului, se poate primi o supă caldă. Apoi, chilii pentru viețuitorii mănăstirii. Iar la etaj va fi construit un paraclis de iarnă pentru a proteja biserica aceasta istorică de condens. Și vor fi construite la etaj și câteva spații pentru restaurare și depozitare carte veche și expoziție de icoane. Deci toate acestea într-un timp de 2 ani. De aceea noi ne rugăm lui Dumnezeu să ajute echipa constructoare care va edifica această clădire, acest centru, să facă lucrări bune, frumoase și trainice și să ne întâlnim aici la sfințirea noului centru, a paraclisului închinat sfinților domnitori, ctitori, Neagoe Basarab și sfântului domnitor Constantin Brâncoveanu și sfântul ierarh Antim Ibireanu. Constantin Brâncoveanu a construit aici spațiu pentru tiparnița de la Snagov, care a tipărit mai multe cărți în timpul stăreției Sfântului Stareț, că după aceea el a devenit episcopul Râmnicului, Antim Ibireanu, în 1705 până în 1708, iar din 1708 până 1716 a fost mitropolitul Țării Românești. Ne rugăm sfinților ctitori să ne dăruiască și nouă o credință puternică, multă înțelepciune și multă dragoste față de biserică, față de poporul drept credincios, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.